La acest moment, în comuna Pietrari se execută lucrări la mai multe obiective care se vor finaliza în anul 2025. Printre acestea, modernizarea infrastructurii rutiere este în plin proces de desfășurare. Un proiect din generală pe pânca C10, prin dotarea cu mobilier a localității noastre. La asta este vorba de stații, 6 stații de autobuz moderne, asemănătoare cu cele din municipiul Râmnicu Vâlcea. De asemenea, bănci inteligente, pupele de gunoi inteligente, două grupuri sanitare inteligente în care se va plasa în incinta dispensarului uman și celălalt lângă sala de sport. Suntem în procedură de autorizare a sălii de sport pentru obținerea vizului de securitate la incendiu, procedură mult mai prevoaie, care presupune multe documentații și mult timp. De asemenea, intrăm în procedura de avizarea planului urbanistic general, fără de care nu ne putem dezvolta. Urmează să obținem în curând avizele de la Ministerul Agriculturii și încă un aviz de la Ministerul Culturii și Culturii. Comuna Pietrari se numără printre puținele unități administrativ-teritoriale din țară unde o școală a fost construită de la zero în locul celei care avea o vechime de peste 100 de ani. În acest context, primarul Nicolae Moraru continuă investițiile în învățământ. Școala din Pietrari de Sus, deja suntem în lista de investiții prin programul Școli Sigure și Sănătoase și în urma expertizării tehnice, școala existentă va fi demolată și se va construi o școală nouă. Valoarea investiției este undeva la vreo 60 de miliarde de lei vechi. Deci 6 milioane de lei plus TVA. Fără dotări. Încă un proiect pe care îl avem finanțat și este licitație, este obținerea de mobilier și aparatură IT pentru cele două unități școlare. Este vorba de o sumă destul de mare, undeva la vreo 800.000 de lei, deci 1 miliarde de lei vechi. Prin crearea unor condiții moderne pentru desfășurarea procesului educațional, copiii din Pietrari, întrubați de bibliotecara Crina Popescu, au obținut locul întâi la nivel național cu proiectul inovator Biosera.